Mai multe oportunități de dezvoltare pentru tinerii și tinerile din nordul țării care vor să se lanseze în lumea afacerilor. Un nou Business Skills Hub și-a deschis ușile în municipiul Bălți grație sprijinului financiar al Uniunii Europene. Centrul de suport în afaceri a devenit punct de întâlnire pentru sute de antreprenori locali motivați să-și transforme afacerile în adevărate istorii de succes. Antreprenorii pot beneficia de servicii ca instruiri, consiliere, suport la aplicarea de granturi și promovare în comunitatea de business din Republica Moldova. Anagrama este o tânără entuziastă care a reușit să dezvolte o afacere pe produse cosmetice eco, care în scurt timp au fost îndrăgite de cumpărători. De ceva timp am descoperit produsele Cristalin și sunt foarte încântată de ele. Eu mă bucur că în Republica Moldova sunt producători autohtoni care pun accent pe calitate. Ghidată de experții centrului, antreprenoarea a aplicat la concursul de granturi desfășurat în cadrul Business Skills Hub și a obținut finanțare de la Uniunea Europeană. Astfel a crescut volumul de producție și a fost extinsă rețeaua de vânzări. Fiind la început de cale, aveam nevoie de ajutor. Datorită cunoștințelor obținute, am avut mai multă încredere ca să-mi deschid un SRL. Îndemn toate femeile și fetele să creadă în forțele proprii, în ideile lor, pentru ca să poată crea un business aici acasă. În spațiul de co-working oferit de Business Skills Hub, activează și antreprenoarea Irina Furtună. Creez flori gigante și veioze. Cu ajutorul și suportul Business Skill Hub-ului am beneficiat de o încăpere unde s-a transformat în atelier. Datorită acestui proiect am beneficiat de instruiri care m-au ajutat în dezvoltarea afacerii mele. Planurile de viitor sunt mărețe, iar antreprenoarele sunt încrezătoare că, la fel ca ele și alți tineri și tinere din nordul țării, cu suportul Business Skills Hub, vor reuși să lanseze afaceri sustenabile și profitabile.